Bă, că ziceam eu de român că de 2 lei și femeile astea la noastră. Ale noastre, sau cui vreau, la mine nu sunt. Bă, frate, viate, mai sunt român, că ziceam eu că 10-15%. Nadine ăsta care e acolo în România, puște la cioban, îi spun regele ciobanilor. Și mai chiar tata, acum e la București, pe la nu știu ce cluburi pe acolo, cu 2-3 curve. Și mamă ce tare omul, dacă ar fi așa, în România toți oamenii, ca mine, ca el și ca care mai sunt puțini, am fi o țară bogată, tată, și șmechere pe pământ, dar cam nasol, prea mult trădător și răi și îngâmpat și mândri, dar mândrie de aia prostie, gelozie și nasol, nu se mai face nimic cu țara aia. Și zicea ăștia, preoții ăștia mincinoși, că e țara aleasă de Dumnezeu. Unde e, frate, că dacă e atâta răutat? Păi uite în Anglia ești, bă! Ce zic e România? Du-te, dracu, 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 în continuu, zice, dar e negativitatea aia. Păi tu când îl chem pe ăla, tu când ești negativ, frate. Aici, în Anglia, cum zic ăștia, frate? Că eu analizez, dau durma. God bless you, Jesus Christ, bless you. Deci, te binecuvântez, Iisus Hristos, zice, și oamenii sunt foarte pozitivi, frate. Pentru că Dumnezeu se uită la care îl cheamă. Nu contează că, ca o credință, unii nu au, nu știe, dar îi trezește Dumnezeu și pe ei. Dar cheamă pe el, până și musulmanii zice, oh, Jesus Christ, God bless you. Am musulman care spune mie că mă duc la biserică, mă duc la biserică și eu. Mă duc din când în când, eu mă duc la ruși. Că la ruși este mai, sunt mai altfel. E mai, oamenii mai buni, e energie pozitivă multă. Hai vă pup, ne auzim, mă duc duminica, cred că mâine. Doamne, mă rog pentru toți nebunii, ceau.